Eveniment de talie internațională dedicat lui Avram Iancu, conferința organizată de Consiliul Județean cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la nașterea celui supranumit Crăișorul Munților, a strâns elita istoricilor, nu doar români, ci și cercetători veniți din țări europene și chiar din Statele Unite. Evenimentul organizat de Biblioteca Județeană are sprijinul Academiei Române, iar vorbitorii au elogiat memoria eroului național. Conferință menită să îl apropie și mai mult de suflet pe acest erou al neamului românesc, unul dintre cei mai îndrăgiți luptători pentru demnitatea și libertatea românilor ardeleni. În deschiderea conferinței a vorbit chiar președintele Academiei Române, dr. Ioan Aurel Pop, care a remarcat atât amploarea evenimentului, dar a și vorbit despre importanța eroului Avram Iancu. Idealul de la 1848 era viu și programul elaborat atunci, la care Avram Iancu a contribuit din plin, urma să se aplice pe parcurs până în 1918, în linii mari. Și așa cum la italieni Garibaldi e peste tot, la noi, cel puțin în Ardeal, Avram Iancu e în sufletele tuturor și e întruchipat și în statui și în portrete și... Organizatorii s-au mobilizat și au avut grijă de cele mai mici detalii pentru ca acest eveniment să fie pe măsura taliei eroului național. Biblioteca are pentru această conferință parteneri de seamă, precum Academia Română și Institutul de Istorie George Barițiu. Cercetători de seamă din Europa și Statele Unite sunt la Deva în aceste zile pentru a prezenta o imagine cât mai completă a lui Avram Iancu, dar și a vremurilor în care acesta a trăit. Faptul că Academia Română și-a unit forțele cu Consiliul Județean Hunedoara nu este întâmplător, pentru că ambele instituții promovează valorile naționale identitare, valorile democratice și acordă trecutului prețuirea și atenția cuvenită. Conferința internațională Avram Iancu, 200 de ani de la naștere, are loc timp de 2 zile la Deva. Este organizată pe mai multe secțiuni unde vor fi prezentate zeci de lucrări științifice. Se împlinesc 200 de ani de la nașterea în inima munților Apuseni a lui Avram Iancu. Suntem onorați să facem parte din acest temerar proiect pe care îl începem astăzi aici la Deva. Conferința internațională Avram Iancu, 200 de ani de la naștere, omul contemporanii, epoca, se bucură de participarea elitei istoriografiei românești, se bucură de participarea unor istorici de peste hotare. Toate acestea vădind interesul uriaș pe care îl generează personalitatea nemuritoare a celor pe care le evocăm, oamenii alături de care și-a dus crucea de martir al neamului, epoca frământată și bogată în evenimente în care a trăit și a luptat. Conferința aceasta se desfășoară aici la Deva, în inima județului Hunedoara, nu departe de Ținutul Apusenilor, acolo unde Iancu și tribunii lui au condus lupte sângeroase pentru apărarea demnității românilor ardeleni. Dacă ar fi să sintetizăm valori perene precum curajul, demnitatea, onoarea, dragostea fierbinte pentru poporul român, ar fi de ajuns 2 cuvinte mari în întreaga Românie. Avram Iancu. Autoritățile județene au colaborat cu istorici și academicieni pentru a organiza cel mai mare eveniment dedicat memoriei lui Avram Iancu. Cu sprijinul Consiliului Județean s-a reeditat și cartea semnată de istoricul Silviu Dragomir, considerată cea mai completă biografie a Crăișorului Munților. Un eveniment de prestigiu care marchează aniversarea 200 de ani de la nașterea eroului națiunii române, Avram Iancu. Am datoria de a-l omagia pe omul care își doarme somnul de veci pe pământ hunedorean, în panteonul moților de la Țebea, vegheat de goronul Horea și de numeroși pelerini care trec pragul complexului muzeal. Demersul nostru de a-l omagia într-un mod aparte pe Avram Iancu nu a rămas fără ecou. Mulțumesc Academiei Române, cel mai înalt for de știință și cultură din România, președintele Academiei Ioan Aurel Pop, mulțumesc profesorul universitar dr. Ion Bolovan, directorului Institutului de Istorie George Barițiu din Cluj-Napoca, pentru că au dat curs dorinței noastre și ne-au sprijinit în organizarea acestui eveniment științific de talie internațională. Născută în Țara Zarandului, Natalia Itotero, ministrul familiei, a participat la conferință îmbrăcată în portul național specific zonei. Este simbolul nostru pentru dreptate, pentru determinare, pentru a duce mai departe idealurile în care Avram Iancu a crezut. Este datoria noastră să
ducem. Unicul dor al vieții mele este să-mi văd națiunea mea fericită, după cum spunea Crăișorul Munților. Un moment important într-o zi cu amplă semnificație, data de 9 mai, anul omagial Avram Iancu, 200 de ani de la nașterea Crăișorului Munților. Felicit Consiliul Județean pentru această inițiativă, Consiliul Județean Hunedoara și, în egală măsură, Academia Română, Universitatea Babeș-Bolyai, toți academicienii, toate oficialitățile care astăzi fac mare cinste județului Hunedoara și nu numai României. Participanții la conferință au fost întâmpinați și de un personaj care amintește de Avram Iancu. Educatorul muzeal le-a vorbit celor interesați despre portul Crăișorului, dar și despre armele pe care le purta. Portul reconstituirea costumului lui Avram Iancu din timpul Revoluției de la 1848, după ilustrația realizată de către Barbu Iscovescu, care l-a și cunoscut pe erou, Iancu purta un costum specific țării moților, ițari, pentru că era înstărit, purta cizme din piele până sub genunchi, purta o sarică peste vesta sa moțească în vremurile reci. Pe cap, tot în perioadele reci, purta o căciulă din blană de oaie care proteja creștetul foarte bine în vremurile grele din Munții Apuseni. La finalul evenimentului, un profesor universitar a urcat pe scenă pentru a vorbi oaspeților despre muzica apuseinilor și instrumentele atât de dragi Crăișorului. Așa a răsunat și buciumul în sala de conferință. În momentul ăsta muzical aș vrea să-l dedic tragismului lui Avram Iancu și a trăirilor pe care el le-a avut de-a lungul timpului.